Ministerul Apărării Naționale începe o nouă misiune de recrutare în următorii 3 ani a 10.000 de voluntari. Toți aceștia vor primi bani din partea statului. Unii români vor fi chemați să se instruiască și să activeze ca rezerviști voluntari pe bază de contract. Alții, dacă noua lege va fi adoptată, vor fi militari voluntari în teren. O armată profesionistă are nevoie nu neapărat de carne de tun, ci are nevoie de specialiști, de experți, de oameni care pot să dezvolte operativ mai complicat, cu armament mai complicat, cu tehnologie mult mai complicată, a declarat Vasile Dâncu, ministrul Apărării Naționale. Idee bună, cred. Dar nu să ia să-i trimită direct pe front, dar să-i pregătească, nepregătiți să duc degeaba. Să-i trimită pe ăștia care au luat pensiile, care ia pensiile mari de la ei. Acum, așa dacă îi pregătește, e foarte bine. Oricum trebuie apărată. Să ia, domnule, să apere țara. Și eu am făcut armata. Da, nu e rău dacă stai să te gândești, dar să-i pregătească întâi. Așa ne pregătiți, nu văd că e bine. Eu aș fi de acord să se înființeze armata din nou, cum am mai fost. Noi am făcut armată și ne-a prins bine, n-am murit. Armata te face om. Ministerul Apărării mizează nu doar pe profesioniștii angajați, ci și pe rezerviștii voluntari. Astfel, peste 400 de civili care nu au nicio experiență militară vor intra de săptămâna viitoare în programul de instrucție pentru rezerviștii voluntari. Armata îi va plăti pe noi recruți. În perioada când sunt chemați la instrucție, rezerviștii primesc indemnizația unui militar profesionist. Un soldat poate ajunge la 1.800 de lei. Pentru restul perioadei, când stau acasă și pot merge la serviciu, rezerviștii primesc lunar 30% din solda de grad și funcție, însemnând pentru un soldat puțin peste 500 de lei.